Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În această seară, alături de mine, este directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, directorul adjunct, doamna Simona Cimpoaie. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vorbim întâi despre instituția pe care o conduceți. Care sunt statisticile la momentul actual? Ce ați preluat anul acesta? Cum sunt integrați copiii? Câți copii aveți? Da, aș vorbi un pic despre organizarea instituției, astfel încât să fac așa o introducere ca telespectatorii să cunoască aspecte referitoare la lucrul acesta. Instituția noastră a implementat un program de reformă încă din anul 2005. La sfârșitul anului 2006, fiind printre primele instituții din țară de acest gen, care nu mai avea centre rezidențiale de tip clasic în care să fie protejați copii. Practic au fost restructurate aceste centre prin implementarea unor proiecte cu finanțare FARE, proiecte care au presupus dezvoltarea unor unități de tip familial, apartamente, căsuțe de tip familial și de asemenea dezvoltarea unei rețele de asistenți maternal profesioniști. Iată că, de la acea dată, din anul 2006, începutul anului 2006, copiii din județul Brăila sunt protejați în unități de tip familial care le oferă o atmosferă cât mai aproape de cea pe care ar trebui să o ofere o familie. Am să vă rog să explicați ce sunt unitățile de tip familial, pentru că mulți nu înțeleg acești termeni. Da, unitățile de tip familial sunt, așa cum spuneam, apartamente și căsuțe care sunt integrate în comunitate. Practic sunt apartamente distribuite în mai multe zone ale orașului, pe diferite scări. Cine locuiește în aceste apartamente? Locuiesc în medie 6-8 copii, care sunt grupați în funcție de vârstă, în funcție de eventualul grad de handicap, în funcție de afinități. Ținem cont de menținerea relațiilor între frați, între veri, între copii care au dezvoltat o anumită relație de atașament anterior. Acești copii sunt, apartamentele sunt cu 4 camere. N-am specificat lucrul acesta. Acești copii sunt acompaniați de o echipă formată din 5 instructori de educație, fiecare instructor lucrând după un program 12 ore cu 24. Deci, practic, copiii sunt pe timpul zilei și pe timpul nopții de către un instructor. Instructor de educație care are rolul unui părinte social. Îi ajută pe acești copii să-și dezvolte deprinderi de viață independentă, să participă copiii la prepararea hranei, participă la curățenie, participă înainte și la achiziția de alimente, acum se practică un alt sistem. Instructorul de educație merge și păstrează legătura cu școala pe care o frecventează copilul, participă la ședințele cu părinții, legătura cu medicul de familie, exact ca un părinte social. Practic îi învață și îi cresc ca să trăiască singuri mai departe, când exact. Nu vor mai fi incluși în sistem, să nu aibă o problemă de a se integra, de a-și... Ați tradus foarte bine expresia dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Da. Spuneți-mi, care sunt costurile unui copil asistat? Ce se cheltuie? În ce costau aceste costuri? Cu educație, cu hrană, cu... Da. Activitatea în cadrul instituției noastre are la bază standarde minime obligatorii care sunt specifice fiecărui serviciu. De exemplu, avem un serviciu în care, de tip rezidențial, aceste apartamente despre care vorbeam, în care sunt protejați copiii cu dizabilități. Aceștia au un anumit standard de cost anual și un anumit raport în ceea ce privește personalul, deci raport personal beneficiar.
copiii care sunt protejați la asistenți maternali profesioniști au un alt standard de cost. Copiii care sunt protejați în căsuțele de tip familial, care sunt în județ, avem două la Însurăței, două la Făurei și o căsuță la Părăganu, aceste căsuțe au alt standard de cost, pentru că, sigur, și condițiile sunt diferite. De asemenea, noi mai avem în cadrul instituției și un centru de plasament în regim de urgență, în care sunt protejați în regim de urgență, după cum spune și denumirea, copiii care sunt abuzați, neglijați, exploatați în propria familie și pentru care se impune stabilirea unei măsuri de protecție specială. Aici sunt alte standarde de cost. De asemenea, mai este centrul maternal unde sunt protejați nou-născuți care sunt acompaniați de mamele lor în vederea dezvoltării atașamentului mamă-copil, da, pentru a preveni separarea copilului de familie. Pentru că ați vorbit de nou-născuți, să atingem și subiectul ăsta. Cum stăm cu abandonul în spitale, în maternități? Există la Brăila? Există la Brăila, sunt și la Brăila copii care, din păcate, nu sunt luați de mămicile lor la domiciliu. Anul acesta, până în prezent, am preluat din maternitate 6 copii pentru care s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgență la asistenți maternal profesioniști. Specific faptul că legislația prevede ca un copil care are vârsta sub 2 ani să fie protejat doar la asistenți maternal profesioniști și nu în instituții rezidențiale. În instituții rezidențiale fiind protejat doar copilul care are handicapuri grave, ce nu pot fi, care fac imposibilă protejarea lui într-o familie. Revenind la copii abandonați în unități sanitare, pot spune că în momentul acesta în spitalele din Brăila nu sunt copii abandonați. Chiar ieri am preluat astăzi am preluat un băiețel care e născut pe la jumătatea lunii iulie, am așteptat să aibă greutatea potrivită. Așa, în Spitalul Județean sunt 2 copii pentru care nu putem identifica o măsură de protecție, având în vedere problemele grave de sănătate pe care aceștia le prezintă. Vorbim despre copii în general, dar care sunt criteriile care definesc un copil ca fiind asistat și care este perioada în care dumneavoastră îl susțineți? Da. Haideți să vorbim despre copilul care beneficiază de o măsură de protecție specială. Așa. Măsurile de protecție specială sunt plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată. Aceste măsuri de protecție pot fi stabilite și trebuie să fie stabilite ținând cont de următoarele criterii. Prima dată trebuie să avem în vedere menținerea fraților împreună. Trebuie să ținem cont de păstrarea legăturii cu părinții, astfel încât măsura de protecție să fie stabilită în proximitatea domiciliului părinților, pentru a facilita această menținerea relațiilor. Și doar în situația în care copiii nu pot fi protejați în familie extinsă sau la un asistent maternal profesionist, se procedează la protejarea copilului respectiv în sistemul rezidențial. Conform legii 272/2004, beneficiază de măsură de protecție specială copiii care sunt abuzați, neglijați, exploatați în propria familie, copiii care au părinții decedați, necunoscuți, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți și pentru care nu s-a instituit tutela pentru copiii respectivi. Acestea ar fi categoriile de beneficiari. Măsura de protecție se stabilește pe o perioadă nedeterminată, inițial, dar fiecare copil are un plan individualizat de protecție care are ca finalitate reintegrarea în familie, adopție internă sau inserția socioprofesională. În funcție de vârsta copilului, în funcție de problemele pe care le prezintă copilul, problemele pe care le prezintă familia și așa mai departe. Practic, un copil conform legii, beneficiază de măsură de protecție până la 18 ani și această măsură poate fi continuată până la împlinirea vârstei de 26 de ani dacă tânărul respectiv, pentru că de data aceasta vorbim de un tânăr, dacă tânărul respectiv urmează cursurile unei forme de învățământ la zi.
Și atunci își poate să rămână până la... Avem o studentă acum. O studentă la Brașov, la psihopedagogia învățământului primar și preșcolar. Chiar asta vreau să vă întreb, dacă există din acești copii care, știu, au ajuns la vârsta maturității și care s-au întors la direcție să dea o mână de ajutor? Da, da, să știți că avem în prezent instructori de educație care au beneficiat de măsuri, două fete, au beneficiat de măsuri de protecție special, absolvente de studii superioare. Spuneți-ne cum stăm cu documentația pentru adopție la momentul actual. Știu că mulți se plâng că în România este foarte greu să faci o adopție ca la carte, așa, cu toate actele în regulă. De adopții internaționale nici nu cred că se pune problema. Nu, adopțiile internaționale sunt asistate. Poate adopta doar persoana care locuiește în străinătate și care este rudă până la gradul al treilea cu copilul. Cu copilul. Da. Spuneți-mi despre adopțiile din România. Ce criterii ar trebui să aibă o familie sau o persoană ca să poată să fie, să adopte un copil? Eligibil pentru a adopta un copil. Cred că am rămas atoare cu un răspuns la întrebarea costuri. Sau, mă rog, cred că la un moment dat am divagat un pic. Să revenim și un pic la costuri. Un copil care beneficiază de măsură de protecție specială presupune un efort financiar de aproximativ 26.000 pe an. Spuneam, totul depinde de acele standarde de cost pe care le reglementează cadrul legal. Și ar vrea să mai fac o precizare foarte importantă, să facem distinția între asistență socială și protecție specială. Asistența socială trebuie să o acorde primăria de la domiciliul familiei. Asistența socială constă în prestații, în ajutoare financiare, în ajutoare materiale, care sunt de natură a menține copilul în familie. Protecția specială, după cum vă spuneam, presupune preluarea copilului dintr-un mediu care lui îi face rău, da, care nu este corespunzător. Așa. Revenind la adopții. O familie sau o persoană care are domiciliul în România poate să adopte, primul pas fiind acela de a se prezenta la orice direcție generală de asistență socială și protecția copilului din țară pentru a primi o informare referitoare la procedura adopției. După ce este realizată această informare, familia se adresează de data aceasta numai direcției generale de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul legal. Deci o familie din Brăila poate să primească informare de la orice direcție din țară, dar pentru a depune cerere de atestare ca familie aptă să adopte, trebuie să ni se adreseze nouă. Din momentul în care este formulată cererea, acea familie este evaluată timp de maximum 120 de zile pentru a observa dacă sunt îndeplinite condițiile materiale și garanțiile morale pe care legea le stabilește în acest sens. Ca și documente, acte de stare civilă, le spun în mare, așa că da, nu, da, da, așa. Acte de stare civilă, dovada unei locuințe, deci contractul, un act de vânzare-cumpărare sau un contract de închiriere după caz, adeverințe de venituri sau documente care să demonstreze că există anumite venituri, certificate medicale care să ateste faptul că persoanele care doresc să adopte sunt apte din punct de vedere medical, certificat de cazier judiciar, caracterizări din partea unor vecini, prieteni, colegi de serviciu și cam atât. În mare. Important, în cazul în care familia care dorește să adopte locuiește împreună cu alte persoane, avem nevoie de documente medicale, de cazier, dacă persoanele respective sunt majore, și pentru aceste persoane, pentru a ne asigura că deci copilul intră într-un mediu corespunzător. Familia este evaluată din punct de vedere psihologic, social, se organizează de către colegii mei cursuri de dezvoltare a capacităților parentale,
pe care părinții, viitorii părinți adoptivi le urmează la sediul direcției și după 120 de zile se eliberează atestatul, dacă totul este în regulă. Dar așa se întâmplă. Se eliberează atestatul de familie sau persoană aptă să adopte. Concomitent cu aceasta, avem în vedere deschiderea procedurii de adopție pentru copiii care beneficiază de măsură de protecție specială și pentru care finalitatea acelui plan individualizat de protecție este adopția internă. Legea care a apărut, care a intrat în vigoare în aprilie 2012, a relaxat un pic procedura adopției și dacă la început eram oarecum sceptici noi, cei care lucrăm, acum constatăm efectele benefice ale acestei proceduri. Și aș evidenția faptul că actuala legislație permite să deschizi procedura adopției pentru un copil care, timp de un an de zile, nu a fost vizitat de către părinți. Dar tu, ca specialist, trebuie să faci dovada că ai încercat să le furnizezi părinților toate informațiile necesare care ar putea să-i ajute să-și crească deci copilul în familie. Și sunt foarte multe cazuri de copii ai căror părinți au plecat în străinătate pe care îi identificăm foarte greu. Noi apelăm și la ambasade și la consulatele din țările respective. Și atunci e mult mai ușor pentru acești copii să deschidem procedura și în felul acesta sunt și copii care sunt eligibili pentru adopție. Revenind la atestat, în momentul în care se eliberează atestatul, un alt aspect important se referă la grupa de vârstă a copilului pe care familia dorește să-l adopte și la capacitățile acestei familii de a face față nevoilor unui copil de vârsta respectivă. Aici intervine echipa pluridisciplinară, deci familia poate să-și exprime opțiune vis-a-vis de sex, de vârstă, așa. Dar în cazul în care specialiștii apreciază că ar trebui, că toată lumea vrea bebeluși, asta e clar, e firesc pentru că dorești ca și părinte adoptiv să fii prezent în viața copilului. Da, încă de la început. Da, exact. Dar experiența noastră a demonstrat faptul că și un copil care este adoptat la 2-3 ani, nu mai spun la 8 ani, avem un caz excepțional, o fetiță care a fost adoptată la vârsta de 8 ani, deci sunt tot adopții de succes. În acel atestat se precizează deci numărul copiilor pe care familia poate să-i adopte, sex, grupă de vârstă. Și aceste informații sunt transmise Oficiului Român pentru Adopții, care este autoritatea ce coordonează de la nivel național toată activitatea în materie adopției din țară. Revenind la copii, de asemenea, când se deschide procedura adopției pentru un copil, tribunalul fiind instanța care hotărăște la sesizarea direcției, la fel, informațiile referitoare la acest copil sunt transmise aceleași autorități, Oficiul Român pentru Adopții. Informații referitoare la vârstă, sex, eventuale probleme de sănătate. Așa. La nivelul Oficiului Român pentru Adopții se realizează, este un program, așa, pe calculator, care realizează o potrivire teoretică între copiii adoptabili și familiile care sunt atestate să adopte, pornind de la acele specificații despre care vorbeam, un atestat sau un certificatul de naștere al copilului. Fiecărei direcții din țară îi se transmite lista familiilor adoptive identificate ca fiind cele mai potrivite pentru copiii din județul respectiv. Deci, din județul respectiv, îl am pe copilul Popescu Ionel, pentru care Oficiul Român pentru Adopții a selectat 10 familii. Sunt 4 din Brăila, 2 din Galați și așa mai departe. Această listă este transmisă direcției și specialiștii direcției în colaborare și cu celelalte direcții, în cazul în care sunt și familii din alte județe, identifică cea mai potrivită familie pentru copilul respectiv, ținându-se cont și de data eliberării atestatului. Mai ales când este vorba despre un copil de vârstă mică, este foarte greu să stabilești că familia Ionescu este mai bună decât familia Georgescu, dacă ambele sunt potrivite
potrivite pentru a adopta un copil de vârstă mică. Când este copilul mai mare, ținem cont și de opinia copilului, semnalmente, sigur, sunt... Asta vreau să întreb, dacă există o perioadă, știu eu, de acomodare între copil și familie, în care bănuiesc că și copilul este întrebat, vrei să te duci sau nu? Bine, acum depinde vârsta copilului. După ce se realizează această potrivire teoretică de către oficiu, noi procedăm la potrivirea practică. Potrivirea practică ce înseamnă? Întâlnirea copilului cu familia potențial adoptivă. Prima întâlnire are loc în mediul de viață al copilului, a doua la un loc de șoacă, la sediul direcției, la familia adoptivă acasă. Deci sunt foarte multe întâlniri care sunt supervizate de către specialiști și care întâlniri se concretizează și niște rapoarte de vizită, de întâlnire și care, dacă totul merge bine, se finalizează cu o propunere pe care o adresăm tot Tribunalului Brăila, tot instanței, de încredințarea copilului la familia adoptivă pe o perioadă de 90 de zile. În această perioadă de 90 de zile, colegii mei realizează vizite bilunare la domiciliu. Deci familia ia efectiv copilul acasă, ca să mă exprim, da? Așa. Și specialiștii direcției realizează evaluări bilunare ca să vadă modul în care copilul s-a acomodat cu noua familie, dacă e nevoie de sprijin pentru a depăși anumite probleme, repet, funcție și de vârsta copilului. Foarte important, legislația prevede obligația părinților adoptivi de a le spune copiilor faptul că sunt adoptați, îndată, citez din lege, îndată ce vârsta și gradul de maturitate permit acest lucru. Și specialiștii direcției sunt obligați să acorde sprijin în acest sens. Ca să fie copilul. Bine, începem cu povești, cu păsări călătoare, cu... Dar, practic, legea te obligă să-i spui da. Că este adoptat. Da, da, da. Da. Nu știu cât de nu știu cât ar vrea părinții să facă acest lucru, dar cred că... După cum spuneam, părinții adoptivi parcurg acel curs. Că există și o consiliere psihologică. Sigur că da. Parcurg și acel curs și își însușesc foarte multe aspecte legate de procesul adopției, care este foarte complex și înțeleg până la urmă că este în interesul copilului să afle de la părinți că este adoptat. Nu e nicio rușine. Copilul acela nu e deloc stigmatizat, ba din potrivă. Noi asta le spunem, ei sunt aleși. Părinții care au copii biologici nu au ales copilul respectiv, da, exact. Bine ales așa între ghilimele. E mult mai bine și pe părinții îi învățăm, e mult mai bine să afle de la părinți decât de la, cine știe, colegi de clasă sau de la alte persoane care... Poate fără intenție spun acest lucru, atunci copilul se simte trădat, simte că părinții n-au avut încredere în el și atunci se simte poate de două ori abandonat și este mai greu să recupereze. Așa. Revenind, dacă după cele 90 de zile totul este în regulă, se propune aceleiași instanței, Tribunalul Brăila, încuviințarea adopției. Dacă specialiștii apreciază că ar mai fi nevoie de timp pentru monitorizarea cazului, se poate propune instanței prelungirea perioadei de 90 de zile. N-am avut situații de genul acesta, deci la 90 de zile toată lumea de-abia aștepta să se încuviințeze adopția. Odată cu cererea de încuviințare a adopției, părinții adoptivi își pot exprima opțiunea cu privire la schimbarea prenumelui sau completarea prenumelui copilului, astfel încât odată cu emiterea sentinței să se precizeze și acest lucru, pentru că această sentință rămasă definitivă stă la baza noului certificat de naștere, în care părinții adoptivi sunt menționați ca și părinții copilului. Apropo de nou născuții abandonați, cine le dă numele de familie legal? Cum se fac procedurile la certificatul de naștere? Există un certificat constatator de al nașterii în care e precizat numele de familie al mamei și poate sunt și, mă rog, și al copilului. În cazul în care, pentru că nu vorbim neapărat de un abandon din acesta, au fost situații în trecut când persoane care și-au dat o identitate falsă și fiind o situație de urgență, nimeni n-a mai verificat așa. Nu, deci există un document de identitate pe care mama îl prezintă atunci când se internează în Spitalul de Obstetrică și Ginecologie, în cazul în care aceasta este căsătorită
aspectul acesta se constată la starea civilă și atunci intervine prezumția de paternitate, care presupune că soțul mamei este și tatăl copilului. Da. Și practic deci este atribuit și da, numele și prenumele. În cazul înregistrărilor tardive, când în care se realizează după un an de zile, atunci e necesar, primarul are competența de a atribui nume și prenume. Revenind la adopții, până la urmă, cât durează tot procesul ăsta? Am înțeles prima oară 120 de zile, după aceea 90 de zile. Bănuiesc că diferă și de la familie la familie. Sigur că da, n-aș putea să spun și ar fi incorect să spun acum un anumit termen. Deci sunt familii care, n-am specificat un aspect foarte important, atestatul este valabil o perioadă de un an de zile. Dacă în această perioadă nu, da, sunt foarte multe informații și încerc să le, dacă în această perioadă pentru familie nu este, adică familia nu a fost selectată ca fiind cea mai potrivită pentru un copil, atunci familia respectivă trebuie să reia toată procedura de atestare. Dacă în schimb se identifică, este identificat un copil pentru care familia este cea mai potrivită, chiar dacă atestatul expiră, se consideră prelungit de drept, având în vedere că familia este într-o procedură de compatibilitate practică cu copilul. Au fost familii care au adoptat după 3 ani. Au fost familii care au adoptat după 6 luni. Au fost familii care au adoptat după un an. N-aș putea, depinde foarte mult, eu întotdeauna spun că e dincolo de noi toată povestea aceasta. Nu putem să stabilim, e vorba despre acea chimie care există între copil și familia adoptivă și de, v-am explicat așa în mare procedura și deci depinde și de numărul copiilor care sunt eligibili pentru adopție, depinde și de familiile care și de data la care depun cererea, de modul în care decurge procedura de atestare, dar repet, am constatat cu satisfacție, gândindu-ne în primul rând la copii, faptul că această modificare legislativă practic este un succes. V-am spus, la început am privit cu scepticism că ne gândeam cum să fie procedura aceea realizată, computerizat, cum să fie mai bună decât, dar suntem foarte mulțumiți și un alt aspect pe care vreau să-l evidențiez se referă la colaborarea cu celelalte direcții din țară. Deci doi copii din Brăila au fost adoptați anul acesta de două familii din Galați, ca să dau doar așa un exemplu, două, așa. De la Tulcea am luat, cum spunem noi, trei copii anul trecut și acum sunt doi copii din Tulcea care sunt în procedură de compatibilitate cu două familii din Brăila. Se mișcă lucrurile mult mai repede și v-am spus totul pornind de la acea prevedere care ne permite să deschidem procedura adopției dacă un copil nu este vizitat timp de un an de zile. Asta este foarte bine pentru că sunt foarte multe familii care din diferite motive nu pot face copii și își doresc să adopte un copil, dar se descurajează în fața birocrației și a... Trebuie să știți că eu acum profit de această ocazie și invit toate familiile care... cărora le-a trecut așa prin minte că ar fi bine să adopte, le invit să vină la noi, să le explicăm procedura, să ne cunoască, să dezvoltăm așa o relație de încredere și eu sunt convinsă că totul va fi foarte bine. Deci îmi vine acum în minte o familie care într-o seară a trecut prin fața sediului direcției, după program 6, anul trecut sau acum 2 ani, 6 și jumătate, 7, într-o doară l-a întrebat pe gardianul de serviciu dacă mai este cineva. Eu eram, dacă pot să-i primesc, i-am primit, le-am explicat procedura adopției și cred că în 6 luni, 7 luni aveau copil. O fetiță care avea niște probleme de sănătate, doamna era cadru medical și iată că am găsit persoana resursă care ar putea să o aștepte pe fetița respectivă. Totul este perfect, deci familia este foarte mulțumită. O altă familie care a venit ieri era atât de încântată, vă spuneam și înainte de începerea emisiunii, atât de încântată că în ziua în care au împlinit 9 ani de căsnicie soții respectivi, instanța a hotărât încuviințarea adopției pentru un băiețel. Deci de aceea spun, se mai așează lucrurile și undeva
sus, este cred adevărat, eu. Este un lucru extraordinar, da, să poți să faci mai nimic. Mult decât atât, avem familii care după ce au adoptat au avut copil biologic. O altă familie care după ce s-a hotărât, când a venit, după ce a depus cererea de atestare ca familia aptă să adopte, doamna a constatat, a aflat că după vreo 3 sau 4 luni a aflat că este însărcinată. Și fiecare își găsește așa o justificare în acțiunile pe care le întreprinde și eu cred că cel puțin confort emoțional este asigurat și le dă puterea să meargă mai departe. Există investitori sau donatori care interacționează cu copiii, le dau tot felul de ajutoare, știu eu, și în vederea educației sau ajutoare bănești, persoane care și-au manifestat interesul să boteze copiii din sistem? Da, sunt persoane, plec de la ultima întrebare, sunt persoane care doresc să boteze și aceste persoane depun o cerere la sediul direcției și rămân în baza noastră de date, iar atunci când se naște un copil care este abandonat de mamă sau a cărui mamă nu dorește să-l crească și îl ducem la asistent maternal, atunci apelăm la persoanele care doresc să devină părinții spirituali. În ceea ce privește, spuneați, de sponsorizări, de donații, aș spune că, cel puțin în ultima perioadă, s-a dezvoltat mult colaborarea cu școlile, liceele din Brăila, din județ, pentru că mă refer și la copiii care sunt protejați în mediul rural. Spuneam că s-a dezvoltat această colaborare care, în cadrul unei strategii de dezvoltare comunitară. Colaborare care pe noi ne încântă foarte mult pentru că noi le oferim copiilor material, financiar, poate sunt situații când copiii din familie biologice nu au condițiile pe care le au copiii care beneficiază de măsură de protecție specială. Mă refer, repet, condiții materiale, locative, așa. Copiii noștri au nevoie de prieteni, au nevoie să dezvolte relații sociale și atunci interacțiunea cu ceilalți copii îi ajută foarte mult. S-au creat prietenii care au durat, care durează, își fac temele împreună, poate merg, desfășoară diferite activități. Este un lucru benefic pentru ei. Să știți că sunt situații în care pentru o persoană care nu cunoaște copiii din sistemul de protecție, aceste persoane nici n-ar face diferența între, și asta o spunem cu mândrie, între un copil din sistemul de protecție și un copil din familia biologică. Sigur, este rezultatul unei munci în echipă, de la instructorul de educație care stă cu copilul până la șef serviciu, psiholog, asistent social, asistent medical și așa mai departe. Avem foarte multe colaborări, n-aș putea, încerc așa să-mi aduc aminte, foarte multe acorduri de colaborare. De exemplu, acum, în cadrul direcției funcționează Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Pescărușul, Complex de Servicii care a fost înființat în anul 2007 și care este compus din 3 căsuțe de tip familial, unde sunt protejați copiii care au fost abandonați în secția de neuropsihiatrie a Spitalului Sfântul Pantelimon. A fost un scandal atunci când am depus noi proiectul și am înființat acest serviciu. Mă rog, un scandal care nu ne privea pe noi. Da. Așa. Ei, în acest moment, acolo sunt 9 voluntari italieni pe care i-am cunoscut prin intermediul Fundației Surorile Clarisa de Sfântului Sacrament, ce desfășoară activitatea în municipiul Brăila. Și acești italieni desfășoară activități de socializare. Vor merge până inclusiv marți. Acolo se vor juca cu copii. Astăzi a fost prima zi, a fost o încântare. Acolo sunt copii cu handicap grav. Da. Dar domnii aceștia au foarte multă experiență și s-au jucat, au râs împreună, au dansat. Îmi pare rău că n-am participat, dar probabil mâine mă voi duce. Sunt copii care merg la box, avem o colaborare cu Clubul Sportiv Municipal. Da. Se duc în cantonament, pleacă sâmbătă la mare. Avem copii care merg la fotbal, la handbal. O fetiță acum este la fel în cantonament cu un domn profesor de la liceul sportiv. Deci sunt copii antrenați în diferite activități. Am avut un proiect foarte special la teatru, terapie, nu terapie prin teatru, îmi scap acum, deci
12 copii din sistemul de protecție au participat la acest proiect, Descoperte în joacă, așa se numește. Da. Teatru prin improvizație, terapia prin teatru a fost acum vreo 3 ani. Descoperte în joacă, teatru prin improvizație. L-am desfășurat, l-am derulat în colaborare cu Asociația Cultura. Copiii noștri au învățat să-și dezvolte niște abilități, s-au schimbat. Deci după ce au interacționat cu alți tineri care au câștigat Olimpiada de Improvizație la nivel național, așa, au devenit mult mai comunicativi, sociabili, a fost pentru ei de bun augur. Așa am evidențiat câteva activități. Și am avut, scuzați-mă, mai avem, că n-aș vrea să uit, că poate sunt telespectatori care au procedat de asemenea manieră. De regulă, în preajma sărbătorilor, sunt familii, sunt agenți economici care vin la sediul instituției noastre și spun că doresc să ofere copilor din sistemul de protecție anumite cadouri, fructe, pachetele, dulciuri, pentru că, sigur, împreună stabilim ce ar fi potrivit pentru copii. Sigur, în astfel de momente, nu-i uităm pe copiii care sunt din familiile aflate în dificultate, deci copii care nu beneficiază de măsuri de protecție, dar care sunt în propriile familii și pe care cu siguranță nu trebuie să-i uităm. Sunt familii care aduc hăinuțe, ce au rămas mici, copiilor proprii la fel. Le acordăm acelor familii nevoiașe. Este foarte importantă colaborarea dintre direcție și ONG-uri, pentru că ONG-urile sunt cele care se implică cumva, fac altceva decât face direcția, se implică în activități, în aer liber, știu eu, activități cum a fost teatru, cum... Da, este foarte importantă această colaborare și chiar ne propunem să o dezvoltăm. Sunt în Brăila și două asociații care acordă de asemenea servicii de găzduire, e vorba despre Asociația Diaconia și Fundația Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament. Aici sunt protejați copii tot într-o atmosferă de tip familial și resimțim sprijinul pe care aceste asociații, fundații îl oferă. Pentru că la un moment dat și capacitatea direcției este limitată. Da, și da. De regulă, când suntem nevoiți să intervenim pentru a prelua un copil sau, mă rog, pentru a prelua copii, ne confruntăm cu următoarea problemă. Sunt copii frați, 2, 3, 4, 5, pe care trebuie să-i menții împreună, adică este în interesul lor să-i menții împreună. La sfârșitul lunii iunie am preluat 4 copii, erau 5, dar un nou născut a rămas în familie extinsă. 4 copii a căror mamă s-a sponsurat. Și ne-a impresionat atât de mult situația acestor copii și faptul că practic s-au crescut unul pe altul, era o legătură atât de strânsă între ei. Iar noi nu puteam să-i protejăm împreună, nu aveam cum să ne organizăm, să găsim o familie de asistenți maternali care să-i crească împreună și am apelat la Asociația Diaconia care ne-a ajutat și i-a ajutat în primul rând pe copii să se integreze, au mers și în tabără, se simt acum, mă rog, bine, atât pentru că ei încă conștientizează ceea ce s-a întâmplat, mai ales că unul dintre băieței a și fost cel care a descoperit-o pe mamă într-o situație nefericită. Da, este ciudat, știu cazul pentru că și noi l-am preluat, dar uitați că nu știam de copii, știam doar de mama lor și de ce s-a întâmplat acolo. Da, i-am preluat imediat. Apropo de cazurile apărute în presă, acum 2 zile a fost depistată o minoră care oferea servicii mai puțin ortodoxe. Da. Cum vedeți cazurile acestea? Copii la 14 ani, 15 ani se duc pe stradă. Da, din păcate... În cazul acestei fetițe am demarat deja un program de, practic am demarat evaluarea situației ei, a familiei și vom stabili un plan de intervenție care să fie adaptat nevoilor pe care fetița și familia acesteia le prezintă. E trist, n-aș putea să... Sunt copii care fetele acestea se duc
pentru că ele apreciază, că am discutat cu el, apreciază că este o modalitate mult mai ușoară de a câștiga un ban. Nu e vorba despre exploatare, că ne-am gândit că poate și părinții ar putea să profite în felul acesta de fete. Nu, și cred că greșesc și cei care acceptă astfel de servicii, desigur, cum le-ați numit dumneavoastră. Exact ca și în cazul cerșetoriei. Dacă nu am oferit, poate acum mulți mă critică pentru că spun lucrurile acestea, dar oferindu-i cuiva care cerșește, nu facem decât să încurajăm cerșetoria. Încercați să oferiți cuiva care cere bani, să-i oferiți o pâine sau ceva de mâncare. Da. Veți vedea că dacă urmăriți, aruncă. Da. Pentru că mă rog, așa sunt învățați. Și cred că și noi, membrii comunității, putem să schimbăm ceva. Sigur, sunt conștientă că este foarte greu, dar nu imposibil. Dacă cu toții am avea o atitudine care să îi determine atât pe cei care cerșesc, cât și pe aceste fete care stau pe stradă, atunci poate am schimbat ceva. Sunt foarte mulți însă copii care cerșesc în Brăila, știm, la intersecție, la Piața Concordiei, la supermarketuri, la ieșire din supermarketuri îi vedem. O parte dintre ei sunt, îi aveți în evidență, au fost la centrul de zi sau sunt înregistrați? Sunt copii care sunt și în evidența noastră. Noi, practic, pe acest segment avem o colaborare cu primăria. Vă spuneam un pic mai devreme, să facem diferența între asistență socială și protecție specială. Și centrul de zi, noi nu avem în cadrul instituției centrul de zi, este tot obligația primăriei, funcționează în municipiul Brăila în cadrul asociației Aura 2010, dar sigur că avem parteneriat atât noi cât și cei de la Direcția de Asistență Socială. Acești copii, din păcate, nu pot fi ajutați să se integreze într-un sistem cu reguli. Am încercat, uneori cu succes, alteori nu, să oferim o măsură de protecție pentru un copil care, pentru copii care cerșeau, duceau cărucioare la supermarketuri ca să ia fisa aceea, sau mă rog, eu întâlnesc în, dar pe mine mă cunosc și în momentul în care apar, dispar ei, așa. Asta spuneam, e foarte greu să îi înveți să respecte niște reguli, pentru că ei sunt învățați de către părinți sau, mă rog, așa, să plece, să colinde toată ziua, cu școala mai, la școală mai rar. Noi i-am ajutat pe foarte mult să aibă acte de identitate, să fie înscriși la medic de familie, să fie înscriși copiii la școală, chiar la a doua șansă. Adică poate din exterior, pentru cineva care nu este implicat în mod direct și care nu știe ce presupune munca cu aceste persoane, poate că rezultatele nu se văd așa cum se văd din interior de către cei care efectiv lucrează cu astfel de persoane. Știu un sprijin deosebit, scuzați-mă, că n-aș vrea să o omit, un sprijin deosebit îl avem și de la parohii, care au înțeles să ofere ajutor, porții de hrană familiilor care au copii și care au condiții materiale precare. Și aceștia sunt preluați din evidențele dumneavoastră? Da, și, când invers, și de la Direcția de Asistență Socială. Există o echipă multidisciplinară, echipă intersectorială locală, în care sunt reprezentanți a instituțiilor cu rol relevant în domeniul social din județ, instituția noastră, poliția, jandarmeria, protoieria, Direcția de Asistență Socială, să nu scape cineva, de probațiune, asociații, fundații și împreună încercăm să găsim soluții. ITM, AJOFM, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Și împreună încercăm să găsim soluții concrete pentru cazuri concrete. Sigur. Da. Știu că există un număr unic de urgență, telefonul copilului. Da. Primiți apeluri la acel număr? Există cazuri în care sunteți solicitați să interveniți la familii, pentru copii? Da.
Telefonul copilului este 023993, în ceea ce ne privește instituția noastră, deci prefixul județului și așa. Sigur că avem apeluri pe telefonul copilului, sună copii, sună familii, vecini, suntem sesizați de către spital atunci când este internat un copil cu traumatism sau cu semnale unei agresiuni, poliția ne sesizează când e un copil în situație de risc și intervenim. Deci acest telefon funcționează 24 de ore din 24, avem o echipă mobilă care se deplasează în regim de urgență dacă se apreciază că este necesară deplasarea, conform standardelor, în cazul în care copilul se află la o distanță care presupune parcurgerea o oră, deci mai mult de o oră de la sediul direcției, atunci se apelează la primăria de la domiciliul copilului. Da, sunt și apeluri mute, cum le numim noi, persoane care sună și care nu spun nimic, dar probabil vor să verifice dacă la ora 2 noaptea răspundem la telefon. Da. Dar au fost copii care s-au autosesizat sau au sesizat da, sunt, familiile? Da, sunt și copii care sesizează. Sincer să fiu, e vorba mai mult de adolescenți care nu sunt înțeleși de părinți. Noi am avut în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun, fosta școală altfel. Am avut mai multe acțiuni la liceile din Brăila și sigur că promovam și acest telefon al copilului și chiar le spuneam că nu este totuși pentru a ne anunța că tatăl sau mama nu ne lasă la discotecă sau așa până la nu știu ce oră. Da, de regulă sunt adolescenți neînțeleși. În cazul adolescenților ar trebui să se facă o direcție de protecție a părinților. Da, bine, noi preluăm toate cazurile și invităm și părinții și copiii la consiliere. Sigur că nu poți obliga în condițiile în care a fost doar așa un accident, dar sunt și situații critice în care intervenim și chiar salvăm copiii de la situații critice. Mai avem 5 minute de emisie în care am să vă rog să ne spuneți care sunt deficiențele direcției, ce vă lipsește la momentul actual, ce ar trebui să îmbunătățiți la... Știu de personal, știu, mi-ați spus și peste tot este la fel. Chiar vorbeam acum o lună de zile, să zic așa, am făcut un reportaj la spitalul de pe Baldovinești, la spitalul de copii, și îmi spuneau că era un singur asistent pe tură noaptea. Păi un singur asistent la un întreg palier de copii și cu probleme grave. Este foarte greu. Da, din păcate. Aceasta este cea mai mare problemă cu care noi ne confruntăm. În rest, celelalte își găsesc rezolvare și chiar nu e cazul să ne plângem, pentru că oricum dacă ar fi totul așa roz, nu ne-am tictisi. Dar cea mai importantă problemă este cea a personalului, pentru că vă spuneam la început care este organizarea instituției. Trebuie să respectăm prevederile codului muncii cu privire la repaus. Deja la un apartament de tip familial, dacă nu ai toată echipa completă de 5 instructori, încalci prevederile codului muncii și încercăm să facem fel de fel de artificii. O altă problemă specială o reprezintă lipsa personalului de la cele două centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap. Persoanele care au dizabilități necesită mult mai multă atenție. Noi avem un astfel de centru în Brăila și unul în Bărăganu. 70 de beneficiari la Brăila, 72-73 la Bărăganu. Și eforturile depuse de colegii mei care lucrează direct cu beneficiarii sunt foarte mari, pentru că răspunderea este foarte mare. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu un beneficiar, responsabilitatea revine celui care... Dar există locuri de muncă vacante în organigramă sau practic acesta este personalul de care... Nu, există 80 și ceva de locuri vacante. La începutul anului 2013 a apărut o hotărâre de guvern care reglementa o excepție pentru domeniul social, și anume se putea organiza concurs pentru posturile ce se vacantau de la intrarea în vigoare a actului respectiv. Deci a intrat în vigoare la începutul lunii ianuarie sau februarie, nu mai rețin exact. Ulterior a apărut ordonanța 77, care, de la care noi am fost exceptați
Deci acolo erau reglementate reducerea, era reglementată reducerea posturilor vacante. Da, așa, da. Instituția noastră a fost exceptată deoarece funcționează și desfășoară activitatea în domeniul social și acum se pot ocupa prin concurs posturile vacantate pe principiul, exact așa spune legea, principiul 1 la 1. Deci aceeași excepție, da, despre care vorbeam. Da, da. Deci trebuie să așteptăm să plece cineva pentru a putea organiza concurs. Dar nu este rezolvată problema posturilor care erau vacante înainte de apariția acestei ordonanțe, respectiv în luna iulie. Da. Există o reglementare în lege care ne permite ca prin elaborarea unei note de fundamentare pe care o să o trimite Ministerului Muncii să putem să obținem o derogare. Am început demersul în acest sens și sperăm să avem, să înregistrăm un succes. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și vă doresc mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc foarte mult, asemenea. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Față în Față. Sunt Mădălina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară excelentă în continuare.